Ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc în seara aceasta și cred că îi prinde și pe copii, și pe tineri, și pe cei mai puțin tineri, este un subiect destul de actual, controversat, referitor la dependența de mijloacele media. Acum, vedeți, când eu eram copil, când auzeam cuvântul acesta media, însemna o operațiune aritmetică în care știam cât sunt de deștept la școală. Și nu totdeauna era așa, că atunci eram pocăiți și ne cam declasau și ne puneau note slabe și alții erau în față. Vreau și eu să fiu conducător de detașament, că așa era atunci, cu șoimii patriei și cu tot felul. N-am reușit să ajung nicăieri acolo în față, pentru că erau alții, eu eram pocăit, dar nu știam. După aceea mă luptam să iau premiu ca să primesc cât mai multe cărți. Îmi plăcea premiu întâi, primeau un maldăr așa de cărți și mie îmi plăceau cărțile. Să lupt și eu să iau premiu întâi, dar n-am luat numai mențiune, din a întâia până la opta. M-am supărat. Am ajuns la Cluj, premiu 2. Nu știu cum a fost așa. Dar așa a fost. Era altă vreme. Și m-am gândit aici pe bancă stând, când auzeam cuvântul acesta, media. Măi, era ceva legat de școală, de note, de medii și așa mai departe. S-a schimbat astăzi sensul. Auzeam atunci de tabletă. Bătrânii știau bine ce e o tabletă, că o luau și o înghițeau. Asta era, atunci așa era. Acum nu poți înghiți o tabletă, că e mare. Dar atunci asta o știau ei și noi, asta o știam. Mai târziu, când am învățat limba engleză, mouse, ce mouse? Băi, șoarece. Oh, acum e altceva. Pad sau iPad, hambarul cu porumbul. Aia știam de la limba engleză. Acum e altceva. Am auzit de Samsung, nu de Samsung, de firma Samsung. Acum știm firma asta, dar pe Samsung din Biblie nu prea știm. Și altele, și altele, și altele. Știam atunci ce înseamnă să fii iPhone la muzică, dar nu știam ce e iPhone. Uite, iar o diferență mare. Și atâtea lucruri, și uite, piața este invadată de mijloacele astea media. Și o luăm de la arhicunoscutul televizor, până la plasme, până la laptopuri, mergem în jos, tableta, smartphone și așa mai departe. Și astăzi piața este invadată de segmentul acesta. Cum pot să știu eu, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, și iarăși aici am o întrebare așa mai interesantă. Scrie despre lucrurile astea în Biblie? Că nu găsesc în Biblie, nu găsesc așa negru pe alb să scrie iPhone. Nu scrie. Și atunci dacă nu scrie, frate, nu în Biblie, foarte bun. Nu tot ce nu e scris în Biblie e foarte bun. Că nu scrie în Biblie nici de drog, nici de scaunul electric. Și uite, nu-s bune, nu-s bune. Trebuie să fim oameni foarte serioși, fraților și surori, în primul rând cu noi înșine. Și să vedem dacă lucrurile acestea, într-adevăr, sunt scrise în Biblie, undeva, dacă ne vorbește Cuvântul Sfânt, am întâlnit pe cineva într-o zi și a zis că scrie de internet în Biblie. Hai să văd unde. Mi-a dat un verset din Romani unde scrie EPNet. De asta e nume, nu-i net, e altceva, e nume, e nume de om. EPNet, IPNet. Nu, mai scoatem și noi din context ca să înțelegem unele lucruri. Dar nu. Trebuie să vedem exact la ce vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, a doua întrebare legată de prima. Scrie despre lucrurile astea în Biblie? Da, scrie. Da, unde scrie? Păi uite, versetul acesta. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. În acest toate lucrurile sunt incluse și acelea pe care deja le-am amintit. Mi-ar fi plăcut să îi văd și pe copilașii noștri, dar sper că o să fie cuminți. Să verificați, frații, și să le faceți câte un semn dacă nu-s cuminței. Oricum, totdeauna au fost cuminți și Domnul să-i ajute și în seara aceasta. Problema aici este următoarea. Aceste lucruri pe care le-am amintit sunt bune sau sunt rele? Am întâlnit un frate odată foarte supărat era.
Nu era el electronist, dar atunci era discutabilă problema televizorului. Și au zis, măi frate, zice, am stricat un televizor cu șurubelnița, tot l-am deschis, l-am desfăcut, să văd unde e diavolul din el. Ce nu era nicăieri. Am vrut să-i spun, mă, că nu mi-a venit atunci. Diavolul e în cel care se uită la televizor. Da. Haideți să ne uităm puțin la ceea ce spune Biblia legat despre aceste probleme, că sunt destul de importante lucrurile așa cum le privește Dumnezeu. Există aici, în versetul 12, următorul principiu. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și atunci e primul capitol pe care trebuie să-l clarificăm, e capitolul chestiunii morale sau capitolul moral, al moralității. Vedeți, din punct de vedere moral, există lucruri pozitive, există lucruri negative și lucruri neutre. Există lucruri care sunt în lumina Domnului, lucruri care sunt în întunericul de afară și lucruri care sunt în zona gri. Problema este cu lucrurile care sunt în zona gri, acolo în semi-întuneric, acolo e marea problemă. Lucrurile care sunt în lumină, dacă vreți în zona albă, în zona curată, despre ele scrie, de exemplu, aici în 1 Corinteni, în capitolul 6, spune așa, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Uite, Duhul Sfânt este în zona curată, este Sfânt, este Duhul lui Dumnezeu. Trupul vostru este templu, există acolo în zona curată un templu, este al Duhului Sfânt, lasă-l acolo să fie al Duhului Sfânt. Deja observați, problema aceasta a moralității pozitive e foarte clară. Dar există partea negativă a moralității. Și acolo vine Domnul și spune tot în 1 Corinteni 6, versetul 9 în jos, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția? Nu vă înșilați în privința aceasta, nici curvari, nici împinătorii la idol, nici prea curvari, nici malahi, nici sodomiți, nici hoți, nici cei lacomi, nici bețivi, nici defăimătorii hrăpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Sunt în zona din tuneric, în zona neagră, acolo sunt aceștia. Problema noastră este aceasta a moralității din perspectivă neutră. Nu pot zice nici da, nici nu. Nu-l găsești pe diavolul într-o tabletă, dar îl găsești în mintea bolnavă a unui tânăr care intră pe site-uri murdare. Observați? Nu găsești diavolul să fie în tabletă sau Dumnezeu să fie ascuns acolo în tabletă, dar poate cineva să o ia și să caute niște predici ziditoare și să le asculte sau să citească Biblia pe ea. Observați, este un lucru atât de inofensiv, atât de neutru, dar totuși, zice Dumnezeu, bagă de seamă, este primul capitol pe care trebuie să-l clarifici. Dacă este neutru, dacă ești cu el în zona gri, nu cumva te-ai deplasat spre zona neagră sau spre zona de întuneric? Nu cumva ai luat-o din zona bună, din ceea ce înseamnă luminat și sfințit de Dumnezeu și curat, înspre ceea ce este pătat și murdărit de diavolul și de păcat? Aici este marea problemă. Și de aceea în seara aceasta am ales versetul 12 din 1 Corinteni 6 ca să discutăm aceste lucruri care sunt foarte, foarte actuale, foarte actuale. Și trebuie să mergem un pas mai departe, pe lângă lămurirea acestei probleme a moralității pozitive, negative și neutre, trebuie să identificăm, locul în care noi suntem în momentul actual, în momentul de acum, în legătură cu aparatura aceasta. Probabil și frații bătrâni au un telefon, au ceva, au aparatură, dar în special acest lucru se adresează tinerilor și copiilor. Haideți să identificăm puțin de aici din Biblie și din experiența noastră ce se întâmplă cu zona în care noi suntem în legătură cu aceste aparaturi în momentul actual. Ne spune așa cuvântul Domnului, toate lucrurile îmi sunt îngăduite.
Iarăși, de aici mă întorc la pasul anterior cu moralitatea pozitivă, negativă și neutră. Zice Pavel, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu zice recomandate. Observați? E mare diferență între a fi îngăduit și recomandat. Domnul recomandă rugăciunea, dar îți îngăduie o tabletă, nu îți recomandă o tabletă. Nu zice pentru mântuire trebuie să ai tabletă sau să ai nu știu ce, nu. Toate lucrurile sunt îngăduite, e zona gri. Recomandată este sfințenia și tot ce prescrie Biblia să facem. Interzisă este partea cealaltă a întunericului acestei lumi. Foarte clar. Și mergem mai departe, în versetul 12. Dar nu sunt toate de folos. Atunci mă întorc la pasul al doilea, la identificare. Pasul întâi era cu clarificarea, problema morală este clarificare. Mă duc la pasul 2, la identificare. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, deci asta e problema morală. Dar nu toate sunt de folos. Și atunci Domnul zice așa, dacă acel aparat pe care tu îl ai, îți este util, îți este folositor, e bun. Adică, ești contabil, ești inginer, ești școlar, student și așa mai departe. Ți se prescrie prin natura a ceea ce tu faci, exersezi în fiecare zi, să folosești un asemenea aparat. Fie că faci un proiect, fie că un calcul, fie că îți faci tema și așa mai departe. Și zice Domnul, dacă ți e util, ești pe calea cea bună, e bun. Dar merge mai departe. Și zice așa, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. E al doilea principiu extras tot din versetul 12, primul era dacă ți-e util, e bun, du-te înainte. Dar al doilea vine și îți pune o barieră în față și spune așa, dacă nu a creat dependență, dacă nu te-a robit, dacă n-ai devenit robul acelui lucru, atunci iarăși ești pe calea cea bună și poți merge înainte. Dacă ai devenit robul acelui lucru, e mare problemă. Și mai există un al treilea principiu extras tot din 1 Corinteni, în capitolul 10, versetul 23, repetă ce spune Pavel în 6, dar adaugă o dimensiune, o a treia. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Clar, exact ca și dincolo. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și acesta e al treilea principiu. Dacă acest lucru care eu îl țin în palmă mă demolează din punct de vedere spiritual, îmi ia timpul de citire a Bibliei, timpul de rugăciune, timpul de părtășie cu frații, înseamnă că e mare problemă și atunci trebuie să fac ceva. Să rezolv cumva situația. Și acum, mai practic, mai actual, mai aproape de noi, tot aici la pasul identificării, cum pot să știu dacă sunt sau nu sunt rob al acelui lucru? Și am notat 6 lucruri, 6 semne pe care noi ar trebui să le urmărim și să vedem dacă suntem sau nu robi ai acelui lucru. Primul. Dacă nu accepți mustrarea legat de acel lucru, e mare problemă. Mare problemă. Gândiți-vă la Irod, că se întâlnește cu Ioan Botezătorul și Ioan îi strigă, nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Irod de ochii lumii, vedeți, juca pe două planuri. Vrea să fie bine în ochii evreilor ca să le câștige inima și să domnească în continuare peste ei, dar în același timp îl ura de moarte pe Ioan. De ce îmi spune el de păcatul ăsta care e în inima mea? De ce îmi spune el de nevasta fratelui meu? Nu-l suport! Și s-a întâmplat în momentul în care, cu bun prilej, dansatoarea aceea, Salomea, a intrat în sala de ospăț acolo, și i-a desfătat, le-a desfătat simțurile păcătoase la oamenii care erau acolo. Imediat ea a știut ce-și dorește Irod, că doar Irod vorbea cu Irodiada, ce credeți? Nu-l suport pe Ioan.
Irodiada nici atâta nu-l suporta. Ce să nu mai fiu eu aici, guvernatoare lângă omul ăsta, împărăteasă lângă omul ăsta, să nu mai fiu? Păi trebuie să-l desfințez pe Ioan. Și imediat s-a trecut la planul 2 și fata fuge la mama. Ce să-i cer la împărat? Uite, îmi dă jumătate. Lasă, fii liniștită, că eu am toată împărăția și eu-s mama ta. Dar eu conduc aici. Spune-i să-ți dea capul lui Ioan Botezătorul, că pe ăla nu-l avem la dispoziție. Nu ne suportă. Observați primul lucru, primul semn. Dacă nu accepți mustrare, când vine tata, când vine mama, zice, mă, omule, dar nu ți-i îngăduit, mă, să stai atâta tu pe telefon sau așa. Nu-i bine, mă, dar strici ochii, strici mintea, strici viața, stai o noapte întreagă. Dacă nu accepți mustrarea, s-ar putea să fi plecat din zona gri spre zona cealaltă, a întunericului. Zice Domnul, semnal de alarmă, problemă. La Irod i-a tot strigat, Ioan, nu ți-e îngăduit, și spune istoria că după ce capul lui Ioan a ajuns în fața Irodiadei, i-a luat un ac și i-a plântat în limbă și a zis, uite, acum te am la dispoziție, să te pedepsesc. Așa spune istoria, nu știm clar ce a fost. Dar revin. E primul semn. Dacă nu accept mustrarea, e mare problemă. Al doilea semn. Dacă te gândești mereu, mereu, mereu la el, iarăși este problemă. Mă tot gândesc. Este o cântare pe care o cântăm noi. Pentru cine-ți bate, bate inima neîncetat. Și ar putea să se ridice un tânăr sincer să zică pentru telefon. Că asta e. Îți bate inima. Asta e. La fiecare gând, Matei 6:21, unde ți este comoara, acolo ți este inima. Tu ai o comoară și o ții în buzunar. Vai de mine să nu mă fure cineva, că e mare problemă. Și o ții acolo și e în buzunar. Zice Domnul, unde ții comoara, acolo ții inima. Deci inima ta e în buzunar, nu e aici în piept. Păi aici, în buzunar. Când ți-a furat cineva din buzunar tabletă sau ce ai avut, o mini-tabletă sau telefon deștept și ăsta, gata, ți-a furat inima, nu mai ai pace, nu mai ai liniște, vai de mine ce s-a întâmplat. De ce? Uite ce spune, dacă te gândești mereu la el, e foarte mare problemă. Al treilea principiu, dacă are cea mai mare putere asupra ta, iarăși e mare problemă. A ajuns tânărul bogat în Luca 18 înaintea lui Hristos. Se uită Domnul la el și spune, ai păzit poruncile, da, Doamne? Toate le-am păzit, cu tare, toate. Și Domnul se uită și spune, știi ce lucru are cea mai mare putere asupra ta? Care, Doamne? Averea care o ai acasă. Du-te și vinde-ți casa, robii, tot ce ai, aurul, argintul, tot ce ai bogăție. Și dă la săraci. Deja el se și închipuia, tânărul bogat, cum merge după aceea să cerșească. Nu mai știa ce să facă. Păi să-și ia el banii, să-i dea la săraci. Ce să fac? Dar ce Domnul, vino și urmează. Mă, uite, cei care vin cu mine primesc pâine, le înmulțesc eu. Cine împarte cu mine, împarte cu mine. Eu îi dau dintr-al meu. Fii liniștit, vii după mine. Nu, Doamne, îmi pare rău. Așa de tare mă gândesc eu la averea asta mea și așa mare putere are asupra mea încât nu pot să renunț la ea. Și mai bine renunț la Hristos și mai bine renunț la cer decât să renunț la ceea ce mi-e foarte drag. Și dacă ți-e foarte drag acel lucru și nu pot să renunț la el și are putere, o putere de atracție, exercită o putere mare asupra ta, e mare problemă. Al patrulea lucru. Dacă îl aperi cu foc acel lucru, iarăși e mare problemă. Vine și spune cineva, măi, bine faci tu că te mâni, până la moarte, l-ai apărat cu foc. Pentru că tu ești supărat, ești mânios, pentru că ți-e inima lipită de acel lucru și Domnul zice pericol de moarte. Vedeți, Dumnezeu ne-a creat pentru sine, ne-a creat ca și sine. Și Dumnezeu vrea ca noi, creați după chipul și asemănarea Lui, să nu fim robii lucrurilor. Fraților și surori, Dumnezeu ne-a lăsat în lumea aceasta să ne folosim de lucruri, dar nu ele să se folosească de noi. Spunea cineva că în lumea asta noi trebuie să ne închipuim ca niște călători care merg pe un pod. Pe podul acela nu-ți dă voie nimeni să-ți faci casă,
Nu-ți dă voie nimeni să dormi, că vine mașina și te calcă, sau trenul, sau omul, cine știe, deranjezi circulația. Cam așa ar trebui să fie în lumea aceasta. Lumea asta e ca un pod. Noi nu avem aici o cetate stătătoare. Noi avem o cetate în ceruri, e cetatea veșnică a lui Dumnezeu. Dacă Ierusalimul e în inimile noastre și ne-am legat inima de Dumnezeu, atunci lucrurile acestea nu merită decât curtea de afară a inimii noastre, fraților și surori. De aceea în Sfânta Sfintelor nu era mare lucru decât scaunul îndurării și lumina lui Dumnezeu. Se spune că o femeie s-a dus odată la un înțelept, a auzit de el, voia să împărtășească din înțelepciunea lui. Când a ajuns la el într-o căsuță amărâtă, intră în cămăruța lui acolo și el se uită la ea, zice, te rog, ia loc. Avea un singur scaun în toată casa, un singur scaun. Și el se pune la picioarele ei și o întreabă, ce vrei să-ți spun? Că vreau să răspund la problemele care le ai în inimă. Zice, mai întâi de toate, răspunde-mi, unde-ți imobila? Unde-mi imobila? Acasă! Păi da, zice, asta nu-i casa dumitare. Nu, zice, acasă, în cer. Casa mea e în cer, eu mi-am trimis mobila în cer. E aici, n-am nevoie de mobilă. Uite cât am nevoie, stai tu pe scaunul ăsta. Mai mult mie nu-mi trebuie, mie-mi trebuie cerul, mi-am trimis mobila acolo. Mare lucru, mare înțelept omul acesta. Noi nu putem face așa ceva. Pentru că noi am devenit robii culturii și a sistemului în care locuim acum. Dacă s-ar da o lege, nu știu de unde, că internetul se sistează și se taie de pe toate rețelele posibile, numai și numai cine are $1 miliard, probabil că ar fi oameni care ar începe să muncească. Poate ori ajunge acolo și poate tot felul de afaceri, numai să ajungă acolo să aibă iarăși internet. De ce? Uite, creează dependență. Și mă uit înapoi la gândurile care le-am notat aici. Dacă îl aperi fervent, așa cu foc, lucrul acela înseamnă că e mare problemă. Vine cineva și îți spune, mă, tu ești cam mândru. Eu mândru, dar nu te vezi pe tine? Și imediat începi să lovești. Atunci ești mândru. Dacă începi să te întrebi, măi, ce mi-au zis, poate chiar ești mândru. Atunci mergi pe calea smereniei. Dar dacă încerci să te aperi, firea din tine, euul din tine, răul din tine, mândria din tine ripostează. Și dacă aperi acel lucru pe care tu îl ai în mintea ta și de care ți-e legată inima, e foarte mare problemă. Mergem mai departe, 5. Dacă te tulbură cel mai mult, iarăși e o problemă. Vine conștiința și tulbură pe frații lui Iosif. Stă Iosif în fața lor și le spune, voi sunteți spioni, noi, oameni de treabă. Nu-i adevărat, spioni. La temniță, 3 zile stați în închisoare, speriați ăștia toți acolo. Imediat, cu Beniamin, problema care urmează, că până au venit ei, a stat Simeon în închisoare și vine Beniamin. Gata, îl iau pe Beniamin și voi puteți să plecați. Imediat conștiința a început să lucreze. Și Ruben se apropie de ei și le spune, nu vă spuneam eu atunci, când vă ruga fratele nostru să îl lăsați în pace și să nu-l ucidem, nu vă spuneam, uite ce ni se întâmplă. Și toți se uită unul la altul speriat și zic, da, am fost vinovați față de fratele nostru. De ce? Conștiința este o voce a lui Dumnezeu pusă acolo de Dumnezeu care să te avertizeze, e telefonul lui Dumnezeu. În momentele tale de sinceritate, de liniște, stai înaintea lui Dumnezeu și dintr-o dată îți vine un gând. Măi, tu ești robul acestui lucru. Uite lucrul acesta. Și e degetul lui Dumnezeu în viața ta pe zona aceea neagră, că nu-i mai zonă gri. Tu ești deja rob, ești sclav, ești prins de diavolul acolo cu gheara lui. Și tu zici, nu-i adevărat, nu se poate să fie așa ceva. Devii tulburat și nu mai poți să mănânci, nu-ți mai trebuie nimica, te cerți cu toată lumea, pentru că în conștiința ta Dumnezeu ți-a vorbit, dar n-ai vrut să asculți vocea lui Dumnezeu din conștiința ta. Și uite, zice Domnul, e mare problemă. Dacă te tulbură foarte mult, atunci mare problemă. Și 6. Dacă nu poți să renunți la el, acolo e testul final. Nu accepți mustrare, era unul, te gândești mereu la el,
apoi are putere asupra ta, îl aperi frecvent, te tulbură foarte mult, dar ultimul e teribil. Nu poți să renunți la el. Merg fiul lui Iacov și spun așa, tată, lasă-l pe Beniamin cu noi, auzi, pe Iosif l-am pierdut, Iosif nu mai este, pot să vă dau pe voi, pe oricare, să mergeți în Egipt unde veți merge, dar pe Beniamin, care e iubitul sufletului meu, nu-l pot da, el e lipit de mine, dacă el moare și eu mor. Vedeți? Se întâmplă lucrul acesta. Există câte o cetate mare și are în mijlocul ei un castel. Împăratul care se refugiază în castel poate să piardă toate zidurile, tot ce înseamnă împrejmuire. Dar castelul și-l păstrează pentru sine. Pot să vină cei care năvălesc, să spargă ziduri, să facă orice. Câtă vreme castelul rămâne în picioare, e totul în regulă. Așa se întâmplă în inima noastră. Câtă vreme în castelul inimii noastre nu domnește Hristos și domnește altceva, zice Dumnezeu, pot să renunț și la asta, și la asta, și la asta, te faci mai calm, mai bun cu părinții, mai ascultător, înveți mai bine la școală, toate le faci mai bine. Dar când e vorba de acel păcat îndrăgit, de acel domeniu din viața ta care îl iubești, la acela nu poți renunța. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este, să renunți acum și la Beniamin, la cel care e lipit de inima mea, nu pot și gata, s-a terminat. Și aici zice Dumnezeu, mare problemă, mare problemă. Haideți să vedem pasul 3, eliberarea. Cum pot să scap, că vreau să scap de aceste probleme. Vedeți, eu am generalizat, n-am spus tabletă, n-am spus iPhone, n-am spus nimic, dar poate fi câte ceva din fiecare sau poate fi orice altceva. Poate să fie duhul de copiat. Și asta poate să fie. Și nu pot să scap de el. Și asta e. Poate să fie duhul de hoție. Era un copil pe care l-am cunoscut și orice întâlnea în cale fura. A găsit odată un cățel, l-a dus acasă. Îl căutau stăpânii, vai, vai, vai. Și două săptămâni l-au tot căutat. Și cățelul era să moară de foame, că ținea la părinții lui adoptivi, la cei care l-au luat în apartament. Și până la urmă, când ajunge în posesia lor, hăi, ce veselie și ce fericire. Și copilul l-am găsit pe drum, dar el l-a furat. L-a luat de lângă stăpâna lui, că nu era atentă și hop, s-a dus cu el. Pot fi multe lucruri, dar cum pot să fiu eliberat? Cum pot să trec din zona aceea întunecoasă să vin aici în zona lui Dumnezeu, unde e lumina lui Dumnezeu? Primul lucru, 1 Timotei 2,22, sunt texte cunoscute. Fuga, fuga. Foarte importantă fuga, spune, fugi de poftele tinereții. Îl avem exemplu pe Iosif. Îl prinde stăpâna de haină, își lasă haina în mâna ei, fuge. Am întâlnit în urmă cu ani de zile pe un tânăr, era aici în zona, într-un sat de lângă Câmpia Turzii, spune, frate, zice, nu mai pot. Dar zic, de ce nu mai poți? Păi zice, am fugit toată noaptea, că scrie în Biblie să fugi de pofte. Dar măi, omule, pofta era în tine, cum ai putut? Am fugit prin sat, zice, am făcut sport, am fugit prin sat. Nu așa se fuge. Iosif a fugit de femeia aceea, dar a fugit mai întâi în inima lui de ea. În fiecare zi ea îi spunea, fă asta, fă asta, fă asta, și a zis, nu, 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 asta e fuga adevărată. Că a fost confruntat la urmă cu faptul în sine și a trebuit să ia hotărârea ce fac acum. Păi inima mea nu-i cu ea, inima mea e lipită de Dumnezeu. Atunci fug și rămân cu Dumnezeu. Și chiar dacă a ajuns în închisoare, el a rămas cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a pus al doilea după Faraon. Pentru că astfel răsplătește Dumnezeu o fugă adevărată, fraților și surori. Am întâlnit un caz în Republica Moldova, frumos caz. Tânărul acela era din familie de nepocăiți, se uita frecvent la imagini murdare pe calculator, a luat o hotărâre ca să nu mai cadă, să nu mai păcătuiască și s-a dus la un vecin care era pocăit, părinții lui nu erau pocăiți. S-a dus la vecinul și a zis, uite frate, sincer cu tine, vreau să-ți spun ce problemă am. Asta e problema mea. Dar știu cum vreau eu să o rezolv. Cum? Cu fuga. Cum e asta? Ce când vreau să intru pe internet, să mă uit, sau pe orice aparat electronic, să mă uit, să verific, să rezolv ceva,
Zice, te rog frumos să accept să viu aici în prezența ta. Să te uiți la mine ca un polițist. Și dacă mă vezi că am luat-o razna, să mă avertizez și dacă nu chiar să mă mustri și să-mi iei ceea ce am în mână. Și au zis, sunt de acord. De mare, mare apreciere astfel de oameni, fraților și surori. De mare apreciere. Uite, prima recomandare este fuga pentru eliberare. A doua, citirea cuvântului lui Dumnezeu. Psalmul 119 cu 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, Dumnezeule. Fratele Iacob Schumann, de la cei care mergeau la el la mărturisire, le recomanda, citește Biblia, dar mult citește-o, că spunea el, Biblia este ca un agent de curățire a unei minți infectate de păcat. Și adevărat. Țin minte că eram și eu prins de patima asta a citirii în cărți și la noi se făcea rugăciune și odată fratele Daniel a venit la rugăciune acolo și m-a luat deoparte și a zis, îți place să citești? Îmi place. Dar Biblia, și mi-a rămas, cred că Domnul i-a dat un cuvânt atunci așa, direct prin inspirație. Biblia, în comparație cu alte cărți, cât timp o citești? Bă, și am început să mă gândesc. Pe alte cărți le citeam că stăteam nopțile și dimineața mergeam la școală, deci 10-12 ore câteodată. Biblia, nu știu, 10 minute dacă făceam o medie, că nu o citeam zilnic. Citeam așa, pe sărite, când apucam, o dată pe săptămână, nu știu. Și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă cu mine. Uite, citirea cuvântului este un pas spre eliberare. După ce a trecut timpul și s-a făcut stăruința după Duhul Sfânt și am venit și am mărturisit păcatul acesta, că pe mine m-a ținut diavolul legat cu o frânghie a citirii în cărți. Asta era funia cu care diavolul m-a legat. Am mărturisit-o la subsol aici, în față la toți tinerii care erau atunci. Domnul am simțit că pe loc a rupt în mine un odgon, un nod, ceva, un lanț care îl aveam înăuntru și eram conștient de el și în seara aceea m-a și botezat cu Duhul Sfânt. Pentru că, uite, citirea Bibliei poate să rezolve multe lucruri. Până să mă boteze Domnul cu Duhul Sfânt, am citit Biblia ca pe o carte de povești, odată, de la cap la coadă și râdeam de Biblie și nu credeam ce e aici. Pentru că așa m-a dus diavolul în situația aceea. După ce am mai citit-o încă o dată, a început Biblia să intre în mine. Prima dată am intrat eu prin Biblie, a doua oară a intrat Biblia prin mine și a început să mă transforme Dumnezeu. Până în momentul în care am identificat că am patima citirii în cărți, am mărturisit-o și am fost eliberat. Slăvit să fie Domnul! Al treilea lucru, a treia recomandare a Bibliei, stăruința după Duhul Sfânt, foarte importantă. Ci voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi. Nu poți să biruiești acel duh care nu-ți dă pace, acea dependență, fie că e de alcool, de tutun, de orice altceva, fie că e de aparatură. Uite ce zice Domnul, trebuie să stăruiești ca să primești o putere. Domnul să ne lumineze și la aceasta. Și apoi este importantă și mărturisirea, foarte importantă. Poate că nu ai putut să scapi, te duci la cineva și te ajută. Îi mărturisești problema care o ai și spune, bun, stăm în rugăciune și în post împreună, ca Domnul să te elibereze. Fraților și surori, puțin așa lucrurile care le-am prezentat în fața voastră au fost mai atractive pentru copii, pentru că n-am vrut să îi pierd, dar esența rămâne aceeași, fraților, sfințenia. Toate lucrurile se reduc la sfințenie. Sfințenia ne-o dă Dumnezeu. Citim în Biblie, pot să citesc, că-s ca și bolovanul care stă în mijlocul apei și trece apa peste el și în mijloc e uscat. Dar în momentul când Dumnezeu vine și scoate inima de piatră din mine și îmi dă o inimă simțitoare, de-aia spune inimă de carne, atunci curg apele de sus peste mine și Duhul Sfânt mă inundă și Domnul mă face sfânt, adică asemenea Lui. Domnul să ne cerceteze pe fiecare. Și în această problemă așa de actuală, să fim atenți, fraților. Amin.